Am ajuns aproape de jumătatea lunii iulie acestui an și este timpul pentru o nouă ediție dedicată evenimentelor din Israel și legăturii acestora cu profețiile scripturii despre vremea din urmă. Înainte de a trece la situația propriu-zisă din Israel, aș vrea să remarc încă o dată un semn foarte clar al perioadei de timp în care ne aflăm, și anume temperaturile neobișnuit de ridicate din Europa și din țara noastră însoțite imediat de furtuni cu forța unui uragan sau uneori chiar de căderi de zăpadă, așa cum s-a întâmplat în Italia în urmă cu circa două săptămâni. N-am mai vorbit de acest semn al vremurilor cu regularitate, însă acum chiar este nevoie pentru că aici, în sudul țării, dar și în alte zone din România, ne aflăm sub o cupolă de foc ce va dura cam două săptămâni și în cadrul căreia sunt prognozate temperaturi de până la 41 sau chiar 42 de grade Celsius. Acestea fiind măsurate la umbră, în realitate, dacă este să stai în soare, temperatura este mult mai ridicată și aduce aminte de zonele din deșertul Arabiei mai degrabă decât de Europa. După aceea, foarte probabil va urma un val de furtuni. Apoi, iarăși, caniculă, și tot așa, arătându-ne că Dumnezeu vorbește clar, și în acest fel, chemându-i pe toți oamenii să se împace cu El înainte de a începe judecata acestei lumi. Așa cum este scris în cartea lui Iov, El oprește apele și totul se usucă. El le dă drumul și pustiesc pământul. Și, dragii mei, chiar așa se întâmplă: ploaia a fost oprită. Iar atunci când Dumnezeu dă drumul apelor, așa cum spunea Iov, ele pustiesc pământul, dintr-o dată avem de-a face cu furtuni, cu forța unor uragane, lucruri care nu s-au mai văzut în Europa, arătând că Dumnezeu vrea să avertizeze în legătură cu judecata ce se apropie, așa cum știm din Sfânta Scriptură, de fiecare dată când Dumnezeu a pregătit judecata, nu a făcut acest lucru înainte de a-i chema pe oameni la împăcarea cu el, la o adevărată pocăință. Bineînțeles că noi ar trebui să privim la toate aceste lucruri cu mare atenție, fiindcă sunt legate de perioada aceasta de final a istoriei umanității, când Domnul este foarte aproape să vină, iar după aceea Dumnezeu va judeca lumea aceasta în mod perfect timp de șapte ani, prin trei șiruri de câte șapte judecăți. Prin urmare, Timpul este limitat și fiecare ar trebui să-și pună întrebările de rigoare. Este timpul, într-adevăr, să ne împăcăm cu Dumnezeu, este timpul să punem relația noastră cu Dumnezeu înaintea tuturor celorlalte lucruri, acum, într-o vreme când majoritatea oamenilor sunt preocupați doar de concedii și de relaxare. Iată, Dumnezeu își face simțită prezența în istoria umanității, se implică activ, arătându-ne cât de aproape suntem de. Judecata viitoare. Acum, trecând la situația din Israel și imediata sa vecinătate, vorbim mai întâi de războiul din Gaza. După 9 luni de lupte, acest război se apropie de final, odată cu ocuparea ultimului oraș din fâșie, Rafa, de către armata israeliană. Iată cum a descris un ofițer israelian faza actuală a luptelor din acest oraș. Ducem lupte foarte intense. Rafa este lipsit de civili, iar ceea ce vedem sunt doar teroriști. Întâlnim un inamic obosit și demoralizat. Avem controlul de plin asupra zonei și se pare că inamicul se chinuie ca să reziste. Ne confruntăm cu persoane care se mișcă independent. Ei operează singuri, obosiți și epuizați. Unii se predau când ne văd, în timp ce alții se angajează în acțiuni sinucigașe. De asemenea, în urmă cu trei zile, premierul Benjamin Netanyahu. A declarat că Israelul este foarte aproape de finalizarea eliminării capacităților militare ale organizației Hamas în fâșia Gaza. Citez: Avansăm spre sfârșitul fazei de eliminare a armatei teroriste a Hamas și va exista o continuare pentru a-i lovi rămășițele. Este clar că teroriștii din Gaza au ajuns la capătul puterilor și sunt gata să accepte un acord de armistițiu care să le permită un timp de refacere în schimbul eliberării câtorva ostatici. Acest lucru este însă tocmai ceea ce premierul Netanyahu a spus că nu poate accepta, presat fiind și de aripa radicală a guvernului său care cere eradicarea organizației Hamas din Gaza. Totuși, negocierile sunt în curs, mediate de Statele Unite, Egipt și Qatar, însă se pare că mai este nevoie de timp pentru a se ajunge la un acord, dacă în cele din urmă se va ajunge la acesta. Dragii mei, problema este însă mult mai complexă, fiindcă și acolo unde se presupunea că s-a pus capăt dominației Hamas în fâșia Gaza, aceasta a apărut din nou, organizându-se și făcând necesară o nouă intervenție armatei israeliene. Au fost mai multe astfel de situații, iar ultimul exemplu în acest sens îl constituie acțiunea militară ce a avut loc în urmă cu câteva zile în zona de sud a orașului Gaza. Mai precis, în jurul Spitalului Al-Ali, un spital fondat de o misiune baptistă cu zeci de ani în urmă, și care acum se află sub ocupația Hamas, acolo unde teroriștii se regrupaseră și își fixaseră un centru de comandă. Rămâne de văzut dacă războiul va continua sau se va ajunge în cele din urmă la un acord temporar de încetare a focului în următoarele zile sau săptămâni. Cea mai mare provocare, pentru eradicarea Hamasului în Gaza, o constituie sprijinul popular pe care aceștia îl au în rândul locuitorilor, estimat undeva în jurul cifrei de 70%. Aceasta și pe fondul educației făcute încă de la cele mai frage de vârste, pentru a crește noua generație într-un spirit de ură față de evrei, pe care, bineînțeles, se învinovățesc de tot ce li se întâmplă rău. În plus, au apărut și relatări despre implicarea activă a copiilor în luptele din Gaza. Și dacă este să dăm vălul la o parte, în spatele realității vizibile există și o realitate ascunsă, spirituală. Fiindcă altfel nu se poate explica în mod rațional atâta ură existentă nu doar în fâșia Gaza, ci în aproape toate țările islamice și nu numai. Problema cea mai mare o reprezintă însă în continuare posibilitatea declanșării unui război mai amplu în zona de nord a Israelului, împotriva organizației teroriste Hezbollah, considerată cea mai puternică grupare militară non-statală din lume. Dacă lucrurile cu Hamas par să ajungă în cele din urmă la o rezolvare, acest război mognit cu Hezbollah tinde să se transforme într-un conflict mult mai amplu. Această amenințare se amplifică pe zice trece, iar guvernul israelian va trebui să ia o decizie care să permită întoarcerea celor aproximativ 100.000 de oameni ce și-au părăsit locuințele din localitățile situate în apropierea graniței cu Libanul. Deja în cele 9 luni care au trecut de la atacul Hamas de pe 7 octombrie, cei din Hezbollah au lansat peste 5.000 de rachete, proiectile și drone asupra localităților din nordul Israelului cu un vârf atins recent de aproape 200 de lansări într-o singură zi. Aceste atacuri au produs zeci de victime în rândul civililor. Chiar în urmă cu două zile, o familie, soț și soție, în vârstă de 46 de ani, au murit în zona înălțimilor Golan, după ce mașina pe care o conduceau a fost lovită în plin de o rachetă lansată din Liban. Cei doi au lăsat în urmă trei copii orfani. Iată, e vorba de atacuri împotriva populației civile. Teroriștii Hezbollah nu țin cont de acest fapt. Ei lovesc oriunde. Rachetele sunt lansate practic în zone locuite de civili. De aceea a fost nevoie de retragerea populației din toată zona de nord, în special din localitățile mai mari precum Metula sau Chiriat și Mona. Ca parte a războiului psihologic, organizația Hezbollah a publicat un video cu mai multe imagini filmate din dronă deasupra zonei de nord a Israelului și chiar a orașului Haifa, pentru a arăta că acestea sunt vulnerabile în cazul declanșării unui război mai amplu. Și bineînțeles că în Israel au apărut întrebări cum de au ajuns aceste drone să filmeze fără a fi detectate, să se ducă, să se întoarcă, și să treacă de apărarea antiaeriană a armatei israeliene. La rândul lor, liderii militari evrei s-au întrecut în declarații amenințătoare la adresa Libanului. Iată numai două dintre acestea. Prima, făcută de ministrul israelian de externe, Israel Katz, pe rețeaua socială X, citez, ne apropiem foarte mult de momentul în care vom decide să schimbăm regulile jocului Împotriva grupării Hezbollah și a Libanului. Într-un război total, Hezbollah va fi distrus, iar Libanul va fi înfrânt sever. A doua aparține ministrului apărării, Ioav Galant. Nu dorim război, dar ne pregătim pentru orice scenariu, a declarat acesta la sfârșitul unei vizite făcute la Washington. Hezbollah înțelege foarte bine că putem provoca pagube enorme Libanului dacă este lansat un război. În același timp, fostul șef al armatei, Benny Gantz, a afirmat că Libanul s-ar întoarce în epoca de piatră dacă ar iniția un conflict armat, iar lucrul acesta s-ar putea întâmpla în numai câteva zile de la izbucnirea războiului. De cealaltă parte, există îngrijorări expuse cu privire la faptul că sistemul Iron Dome al Israelului ar putea fi copleșit într-un război cu Hezbollah, de numărul mare de rachete ce ar putea fi lansate în același timp. Se estimează că teroriștii ar avea la dispoziție în jur de 150.000 de rachete și proiectile, dar au apărut și alte cifre de până la 500.000. În realitate, nimeni nu știe din câte elemente este compus acest arsenal pe care teroriștii din Liban îl au la dispoziție. În acest context, armata israeliană a confirmat că a aprobat planurile operaționale. Pentru ofensivă în Liban și a luat decizii privind creșterea nivelului de pregătire a trupelor. Iată, există o stare de alertă în Israel cu privire la situația din nord și deja sunt aprobate planurile pentru o eventuală ofensivă pentru a face ca toate efectivele militare ale Hezbollahului să fie retrase dincolo de râul Litani, să existe o fâșie de protecție de circa 15 km la granița de nord a Israelului. Posibilitatea declanșării unei confruntări majore a armatei israeliene cu teroriștii Hezbollah este tot mai mare, iar conducerea din Ierusalim a afirmat că problema din nord trebuie rezolvată chiar și dacă s-ar ajunge la un armistițiu cu Hamas în Gaza. Ei trebuie să acționeze și în nordul Israelului pentru a asigura întoarcerea tuturor celor care și-au părăsit casele și pentru a le garanta protecția în acea zonă foarte periculoasă. Termenul propus al acestei rezolvări este începutul lunii septembrie, înainte de a se da startul unui nou an școlar. Așa au sunat angajamentele făcute de guvernul israelian că până la începutul noului an școlar se va rezolva într-un fel sau altul situația din nord. Pe cale diplomatică se pare că toate tentativele au ieșuat, așadar este foarte posibil să asistăm la începutul acestui război, poate chiar în următoarele zile sau săptămâni. Acesta, dragii mei, ar fi un conflict cu o extindere mult mai amplă, dat fiind că, de exemplu, liderul Hezbollah Hassan Nasrallah a amenințat și Ciprul în cazul în care această țară ar sprijini activ Israelul. Aceasta pentru că au existat mai multe exerciții militare care s-au folosit și de baze din Cipru pentru a simula un atac împotriva teroriștilor aflați în Liban. La rândul său, Iranul a amenințat că se va implica activ în cazul unui război în Liban, prin mai multe declarații, iată numai una, a reprezentantului iranian la ONU. Dacă Israelul se va angaja într-o agresiune militară pe scară largă, Va rezulta un război de nimicire. Toate opțiunile, inclusiv implicarea deplină a tuturor fronturilor de rezistență, sunt pe masă, a declarat acesta. Așadar, este vorba de o amenințare directă: că se vor implica și cei aflați în Siria. Iranul are zeci de mii de soldați în această țară, în urma războiului civil care este în curs din 2011. De asemenea, există miliții șiite care se află în Irak, plus cele din Yemen și în cele din urmă, Iranul cu toată forța sa militară este de așteptat să se implice în cazul în care Israelul va avansa efectiv în teritoriul libanez pentru a împinge teroriștii din Hezbollah mai mult în interiorul țării. Dacă un astfel de război s-ar declanșa, sigur că situația ar deveni dintr-o dată foarte gravă și nu numai la nivel regional, iar ar avea consecințe în întreaga lume, în primul rând economice, dar și de altă natură. În ceea ce ne privește, ar trebui să ne întrebăm în lumina Scripturii ce ar decurge dintr-un astfel de război, care, repet, ar putea să se declanșeze în zilele sau săptămânile următoare, de asemenea, ar putea să fie amânat prin negocieri de ultimă oră. Dacă însă acest război s-ar declanșa, ce implicații ar avea el în regiune și în întreaga lume, ar fi foarte greu de spus cu exactitate. Însă, dacă ne uităm la profețiile Scripturii, putem intui un curs al evenimentelor despre care am mai vorbit. Și iată, noi nu suntem în întuneric, noi știm ce urmează. Știm că toate aceste lucruri au fost rânduite de el, îngăduite, nu că lui Dumnezeu îi place războiul, ci toate aceste evenimente trebuie să aibă loc pentru a se ajunge la un punct culminant al istoriei în timpul celor șapte ani de necaz. Așa cum am arătat mai pe larg în cartea Războaiele Viitorului, iată care ar fi următoarea desfășurare posibilă a evenimentelor din Israel și imediata sa vecinătate. În cazul în care un astfel de război regional s-ar declanșa, mai întâi ar fi vorba de o implicare a tuturor forțelor ostile din imediata vecinătate a statului evreu, ca în scenariul din Psalmul 83, dar nu numai, pentru că, de asemenea, în acest cadru ar putea să fie lansat și atacul devastator asupra Damascului, descris în Isaia, capitolul 17 și Ieremia, 49. Plus alte evenimente care țin de aceste confruntări armate cu vecinii din jurul Israelului, din care statul evreu va ieși victorios prin ajutorul direct al lui Dumnezeu, nu prin propria forță. Dumnezeu i-a apărat timp de 75 de ani, de când s-a format efectiv statul modern Israel, și de acum înainte el va face același lucru. Pentru că. Israelul este în planul profetic al lui Dumnezeu, în scenariul acesta escatologic care ne stă înainte. Așadar, după o confruntare directă cu forțele ostile din imediata vecinătate a vecinătatea Israelului, va urma o perioadă de pace care îi va face pe evrei să stea, așa cum citim în cartea Ezechiel, capitolul 38, fără grijă în locuințele lor, toți în locuințe fără ziduri și neavând nici zăvoare, nici porți. Este clar că o astfel de situație nu există acum, se va ajunge la ea în urma victoriei armatei israeliene în următorul război regional, iar după această stare de acalmie, să-i spunem așa, de aparentă pace și securitate, va urma invazia lui Gog și aliaților săi prezentată pe larg în cartea Profetului Ezechiel, capitolele 38 și 39, urmată de semnarea unui acord de pace. Cel mai probabil, acest acord va fi cel pe care îl va garanta liderul politic denumit de scriptură Anticrist, dând astfel startul celor șapte ani ai necazului întregii umanități, numit și necazul cel Mare. Nu este sigur că acesta va fi acordul, însă sunt foarte multe posibilități în această direcție. Dragii mei, de ce ne interesează toate aceste lucruri? Pentru că undeva în această perioadă este de așteptat ca Domnul să-și cheme biserica acasă în slava Tatălui. Nu este neapărat necesar să existe vreunul dintre aceste evenimente derulându-se sub ochii noștri pentru ca Domnul să vină să-și ia biserica acasă, oricând el poate să facă acest lucru, pentru că el însuși a spus că va fi ca în vremea lui Lot sau ca în vremea lui Noe, când oamenii vor fi liniștiți și n-au știut nimic, spune el, până în ziua când a venit potopul și a nimicit pe toți, sau până în ziua când a venit judecată asupra Sodomei. Într-o vreme de aparentă liniște, de activitate economică, atunci când oamenii se însurau, se măritau, vindeau, cumpărau, zideau, într-o astfel de vreme, Domnul vine și și-a biserica acasă, nu este neapărat nevoie să fie un eveniment major care să prevestească răpirea bisericii, însă toate aceste războaie din zona Israelului și a Orientului Mijlociu ne indică perioada de timp pe care o denumim generic vremea din urmă. Prin urmare, Domnul Isus poate să vină oricând să-și cheme biserica acasă și dacă toate aceste lucruri se petrec cu rapiditate sub ochii noștri, cât de aproape este revenirea Domnului, cât de atenți ar trebui să fim noi la aceste lucruri, fiindcă tendința este să ne lăsăm duși de valul lumii acestea, să ne trăim viața pe acest pământ, fără să știm că Domnul este foarte aproape să vină. De altfel, acesta este și scopul pentru care facem aceste ediții lunare, de a ne ține mintea trează în legătură cu apropiata revenirea Domnului Isus. Și bineînțeles, nu doar de a fi informați, ci și de a avea o atitudine în fața acestor lucruri. Ce ar trebui făcut știind Că profețiile scripturii despre vremea din urmă se împlinesc, văzând toate aceste lucruri care se derulează sub ochii noștri în aceste zile cu totul și cu totul speciale. În primul rând, cei care nu s-au întors încă la Domnul trebuie să se grăbească, fiindcă, într-adevăr, timpul s-a scurtat. Dragii mei, dacă încă n-ați făcut pasul acesta, dacă n-ați făcut un legământ public cu Domnul prin actul botezului creștin printr-un angajament de a-L urma cu toată viața. Dacă n-ați ajuns la o pocăință reală, grăbiți-vă să faceți aceste lucruri, apropiați-vă de Domnul și El se va apropia de voi, spune Scriptura. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L cât timp este aproape. Acesta este timpul împăcării cu Dumnezeu, iar El este foarte limitat, fiindcă după aceea vine judecata. Vine întâi Domnul să-și ia acasă, după care va începe revărsarea efectivă a lui Dumnezeu peste lumea aceasta care continuă să-i întoarcă spatele și să trăiască într-o liniște nepăsătoare, exact cum era Sodoma înainte de judecata lui Dumnezeu. Așadar, pentru cei care încă n-au făcut pasul întoarcerii la Dumnezeu, acum este timpul. De asemenea, pentru cei credincioși este un semnal de avertizare. Ce ar trebui să facem noi în afara faptului că trebuie să fim găsiți treji, în veghere și în curăție de inimă, Scriptura ne arată, dragii mei, și că n-ar trebui să avem candelele goale. Și bineînțeles, nu se referă la un obiect fizic în care cineva pune niște ulei și îl așează lângă fereastră. Este vorba de sufletul nostru. Cu ce ar trebui să fim noi plini? Ce spune Scriptura despre inima noastră? Cum ar trebui să fie candela sufletului nostru? Sunt două răspunsuri date în Noul Testament. În primul rând, în Epistola către Efeseni, găsim acest text pe care cei credincioși cu siguranță îl cunosc. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, din potrivă fiți plini de duh. Și n-am să discut despre ce înseamnă consumul de alcool, îndemnul din prima parte este foarte clar, însă accentul este pe cea de-a doua parte a versetului. Din potrivă, fiți plini de Duh. Este timpul în care să căutăm, ca și oameni credincioși, plinătatea Duhului Sfânt, fiindcă Tatăl va da Duhul Sfânt celor care îl cer. Biserica Domnului, mireasa lui aflată într-o stare de curăție de inimă și așteptare plină de dor după revenirea sa, se cunoaște și după acest lucru. Ea caută să aibă cam de la inimi plină cu Duhul Sfânt. Este o biserică în căutarea plinătății Duhului Sfânt. Aceasta ar trebui să fie la nivel individual, dar și la nivelul fiecarei adunări, atitudinea noastră. Noi n-ar trebui să stăm impasibili, indiferenți față de faptul că Domnul vine. Iată, este arătat foarte clar. Ar trebui să vedem dacă în inima noastră există această plinătate a Duhului Sfânt, nu toate falsurile care apar în mediile online, ci adevărata plinătate a Duhului Sfânt, despre care vorbește foarte clar Scriptura, din potrivă fiți plini de Duh, despre care a spus Domnul Isus atunci când ne-a sfătuit să insistăm în rugăciune, promițându-ne că Tatăl nostru, dacă suntem copii ai Lui, întorși cu adevărat la Dumnezeu, Tatăl va da Duhul Sfânt celor care îl cer. În al doilea rând, mai este un lucru de care ar trebui să fim plini, cu care inima noastră ar trebui să fie umplută cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Ar trebui să fie o preocupare după hrana aceasta duhovnicească din cuvântul lui Dumnezeu. Din păcate, majoritatea creștinilor se limitează la câteva versete zilnic sau poate chiar doar săptămânal, sau își au hrană din tot felul de surse întinate, să spunem așa. Mă uit și eu la interesul pentru cuvânt al creștinilor din această vreme de pe urmă și o primă observație ar fi că majoritatea sunt interesați doar de subiectul revenirii Domnului, dar nu și de a fi plini cu cuvintele Scripturii. Iar exemplul cel mai clar este ceea ce publicăm noi cu regularitate pe canalul Vremea Trezirii. Știm clar ce s-a întâmplat începând cu anul 2020 și cum ni s-a redus în mod deliberat audiența, însă dincolo de aceasta, se vede o mare diferență între interesul pentru venirea Domnului Sus, pentru materialele pe care le publicăm pe această temă și celelalte studii biblice, care sunt de actualitate, care sunt necesare ca inima noastră să fie plină cu Cuvântul lui Dumnezeu. Aici nu e vorba de a căuta audiență, ci de această preocupare după hrana care vine din Cuvânt. Iar eu, în mod personal, mă străduiesc să o fac cât mai ușor de înțeles, să dau hrană la vreme potrivită, pentru că aceasta este sarcina unui rob aflat în slujba Domnului său. Așadar, încă o dată atrag atenția cu privire la aceste două lucruri, la necesitatea de a fi plini cu Duhul Sfânt și de asemenea la această nevoie de a fi plin de cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea n-ar trebui să existe atât de puțin interes pentru mesajele și studiile biblice pe care, așa cum am spus, ne străduim, depunem toate eforturile să le pregătim pentru a fi o hrană folositoare pentru toți cei care o primesc din partea lui Dumnezeu. Dragii mei, îmi doresc din toată inima ca toți ascultătorii acestor mesaje să ajungă să treacă acest examen care se apropie la revenirea Domnului Isus. Trebuie să ne facem temele. Scriptura nu spune nicăieri să stăm liniștiți și să ne culcăm uh, într-o parte, știind că Domnul vine, nu mai avem nimic de făcut. Din contră, Domnul a tras atenția cu privire la nevoia de a fi cu candelele pline și aprinse, de a fi treji, de a fi în veghere. De fiecare dată când a vorbit de revenirea sa, a tras atenția cu privire la starea robilor săi, cum îi va găsi pe robii săi când va reveni. Va găsi credință fiul omului când va veni pe pământ, îi va găsi pe robii săi slujindu-i, va găsi mireasa lui ca o fecioară îndrăgostită cu can de la plină, va găsi curăție de inimă. Toate aceste întrebări sunt pentru noi, pentru cei credincioși, iar răspunsul îl dă fiecare în dreptul său. Domnul să ne ajute pe toți să luăm în serios această atitudine de pregătire în așteptarea acelei clipe unice care se apropie. A Lui să fie toată slava, acum și în veșnicie. Amin.